rotting here leave me alone you will die here no. and all your suffering will have been for nothing no. Hellblade Senua Sacrifice este în egală măsură ambiție și evoluție. Ninja Theory, studioul responsabil pentru acest titlu, rupându-se de formula tradițională și trecând în sfera indie, o mutare pe care mulți au aplaudat-o și au considerat-o ca fiind una dintre cele mai bune decizii pe care studioul le putea lua. Asta și pentru că discutăm despre un nume mare în industrie, Ninja Theory, având ceva greutate în gaming. Oportunitatea de a oferi publicului un nou tip de experiență, fără să fie constrânși de rigorile, publisherilor mari și răi, ar fi putut părea un vis de neatins. Bine, la drept vorbind, nici rezultatul final nu a fost chiar în tiparele studioului, Hellblade reușind să se impună pe piață cu un nou stil de gameplay și o abordare neobișnuită. Toate astea ambalate într-un joc care arată bine și care dorește să te miște și să te educe. Încă din primele secunde realizez că este vorba despre o poveste fantastică, adânc înrădăcinată în mitologia nordică. Iar asta aduce de la sine o nouă serie de elemente narrative pe care studioul să o exploateze, aceștia introducând propria randare a iadului, mai exact Helheim, versiunea nordică unde se găsește și eroina noastră tulburată. Spunem tulburată pentru că Seuna este afectată de ceea ce jocul numește furie, care în realitate nu este altceva decât un soi de psihoză. Dacă acum o numim boală, în trecut se putea numi oracol, nebunul satul lui, sau poate rege în acest context, Seona se regăsește la porțile iadului nordic pentru a salva sufletul iubitului mort. Cam asta este premisa jocului, aparent în ton cu mai toate jocurile în care spinteci explodezi sau arunci în aer orocotile ale iadului. În acest caz, studioul a dorit să se îndepărteze de la formula narrativă uzuală, explorând adânc aici fiecare element al poveștii, ba chiar întrebuințându-se și oferind publicului o poveste mai rar întâlnită. Psihoza din joc este tratată atât ca element al poveștii, dar și ca element de gameplay, ideea unui personaj cu probleme, fiind bătută încet în capul tău de ciocanul narativ. Vei înțelege prin ce trece personajul și vei empatiza cu el. Vei simți cum tulburările o afectează și îți afectează și ție gameplay-ul, adăugând un nou layer peste realitatea cruda jocului. Lupta se duce pe două fronturi. Unul este cel legat de Helheim, altul este cel psihologic. Aceste două elemente duc povestea la nivel personal, ba chiar reușesc în conjuncție cu jocul să te facă să spui întrebări și să realizezi prin ce trec oamenii afectați de aceste boli. Ajuns în iad, eroina trebuie să înfrunte orocotile, să rezolve puzzle-uri și să încerce să-și păstreze mintea limpede, momentele cu adevărat tensionate fiind acompaniate de aberații vizuale, voci care spun că vei muri sau care te încurajează, completând sentimentul sinistru al jocului. Halucinațiile au un rol important, sunt un trademark al jocului dacă doriți, doar că aici îți spun nu doar povestea personajului, ci ți oferă și o fereastră asupra nivelului de implicare. Povestea este dezvoltată cu ajutorul acestor halucinații, dar foarte reușit este modul în care ele au fost implementate în joc. Apar atunci când trebuie, nu stau prea mult și te lasă cu expresii expresie tâmpă pe față, încercând să-ți dai seama ce s-a întâmplat. Are acest dar de a lăsa jucătorul cu gura căscată, motiv pentru care îi acordăm calificativul, vocile din capul meu îmi spun să mă duc la dracu și nota 10 pentru poveste. Hellblade is an independently developed AAA quality game created by a small team of 20 people. Our aim has been to bring back the mid-size game, so Hellblade is half the size of a AAA game. But sold at half the price. Dacă povestea este o operă de artă care în mod cert te va lăsa la final confuz și zguduit, gameplay-ul are câteva lacune. Lacune pe care le-am iertat dacă jocul n-ar fi un Indie AAA, așa cum afirmă studioul. Din păcate, este un joc Indie AAA realizat de Ninja Theory, studio responsabil pentru creații precum Heavenly Sword sau Enslaved Odyssey to the West. Carențele de game design despre care vorbeam le regăsim și în jocurile amintite mai devreme. Titlul arată superb, se mișcă superb, povestește genial, dar când vine vorba de gameplay, mai are probleme. Pentru un joc indie, Hellblade oferă destulă diversitate în toate cele 6 până la 8 ore de joc efectiv pe care le etalează producătorul. Din păcate, problema este că sunt cam 5-6 ore și jumătate maxim de gameplay și asta în condițiile în care suntem indulgenți. Odată ce ai învățat cum merg lucrurile în timpul luptelor și care sunt regulile lumii în care te desfășori, Hellblade devine ușor, asta în ciuda episoadelor eroinei noastre. Jocul are o curbă de dificultate interesantă, Asta pentru că între sesiunile de puzzle, plimbatul prin nivel și lupte, vei ajunge să observi o urmă de inconsistență, unele lupte sau puzzle-uri fiind extrem de grele, altele draconic de alambicate, uneori simțindu-ne ca la grădii, în timp ce doamna educatoare ne punea să băgăm cubulețe în forma corespondentă. Aceste momente omoară flow-ul, deoarece Ninja Theory nu a învățat să populeze jocul cu gameplay mai interactiv. Problema este așadar că avem prea mulți timpi morți în timpul jocului. Sunt momente în care te plimbi pur și simplu, singura ta companie fiind gândurile care ți urlă constant în cap. Am înțeles nevoia de a evidenția atmosfera și tulburările eroinei, dar în doze mai mici ar fi fost mai bine. Iar aici discutăm despre momentele în care există voci de fundal există senzația că a uitat să adauge ceva în gameplay pentru a fi cu adevărat genial. Spunem asta pentru că lupta este una dintre cele mai plăcute experiențe de combat de anul trecut, atât timp cât ai un singur inamic în față. Dacă dă Hela ai mai mult de doi oponenți, camera va face tot ce stă în putere să evidențieze orice altceva în afară de inamicii pe care trebuie să-i disponibilizezi. Pe semne că ilustrul cameraman Beat a lucrat și la acest joc. Pe de altă parte, Hellblade are un sistem de luptă senzațional. Combinația de atacuri și felul în care animația se desfășoară pe ecran reușește să ofere acel sentiment de satisfacție și de împlinire când dai jos un boss sau un inamic mai periculos. Lupta este foarte bine gândită, dar din păcate lipsită de rafinament Brutală, personală, chiar fiecare lovitură se impregnează pe inamic și contorsionează corpul Este foarte plăcut să-ți ciomăgești inamicii și dansezi pe scaun atunci când ai scăpat cu un muc de viață și răsufli ușurat Dar așa cum au spus și producătorii, ce poți să ceri de la un joc indie AAA? Un joc indie AAA care te plimbă prin cele mai interesante locații, care schimbă puțin mecanica de gameplay Încercând să reinventeze formula Action Adventure și reușind să o și facă în anumite momente Avansarea în această lume este o aventură în sine, atât vizuală, dar și bine gândită, cu toate că pe alocuri claustrofobă, totul în jurul tău este gândit pentru a te duce pe calea cea bună, existând momente în care psihozele, inamicii și alte elemente te împing pe coridoarele înghesuite. În alte momente te-ai putea găsi urmărit de propriile angoase, existând acel sentiment de incertitudine, dar în timp ce alergi, vei avea parte de un level design alambicat și gândit pentru a te pierde în el. De ce? Pentru că un element din gameplay este găsirea de rune, care este de departe cel mai enervant element din Hellblade. Asta pentru că jucătorul trebuie să stea să caute în nivel acele chestii, alcătuite din diverse componente, precum pietre, copaci, bușteni și așa mai departe. Dar are șarm, iar asta e ceea ce contează. Chiar dacă gameplay-ul nu este cel mai rafinat, iar mecanica de combat mai are nevoie de patch Hellblade nu este un joc rău, reușind să ne țină interesați în ciuda celor amintite mai devreme. Este o experiență și face o notă discordantă chiar cu restul jocurilor de pe piață. Asta însă nu scuză faptul că are carențe și momente moarte, mai ales că vine de la un studio cu renume. Motiv pentru care îi acordăm la capitolul gameplay calificativul JJ gata cu băutura că strici scena de bătaie și nota 7. Hellblade: Senua's Sacrifice este cel mai arătos joc produs de Ninja Theory de la începuturile studioului și unul dintre cele mai impresionante titluri din punct de vedere vizual. Iar asta spune multe despre valoarea acestui joc care rulează pe un Unreal Engine, o chestie care îi conferă flexibilitate. Ninja Theory fiind familiar cu acest motor, asta ajută jocul. Hellblade rulează perfect pe PC, dar și pe console. Unele diferențe vizibile existând însă între platforme, dar până la urmă nu contează atât de mult, având în vedere că rezultatul imaginea în mișcare îți va capta atenția și imaginația de 10 ori din 10. Lumea este foarte bine gândită, atât vizual, dar și ca alcătuire, lăsând impresia că nimic nu e la voia întâmplării, producătorii dorind astfel să limiteze într-un fel progresia greșită, chestie care aduce ușor aminte de primele trei Resident Evil, cu alor lor cameră fixă și coridoare claustrofobe. Doar că aici ai ce face și ce auzi. Hellblade Senior Sacrifice este poezie în mișcare. Reușește să-ți facă neuronii să toarcă și ochii să se deschidă larg. Este greu de explicat sentimentul pe care lumea din Hellblade îl impune jucătorului, sărind destul de repede de la o stare la alta și schimbând culoarea și imaginea. Aceste metode de a distrage atenția nu sunt acolo doar pentru a te face să ai un atac de epilepsie, ci și pentru a evidenția într-un mod cât se poate de grafic cum psihoza afectează personajul. Pur și simplu poți să stai cu un controller în mână câteva ore și să treci de la un coridor prost iluminat care te sperie de faci pe tine și să ai impresia că ai făcut mare acusarea cu toate că tot ceea ce ai făcut a fost de fapt să străbați un coridor. Sunt unele acțiuni pe care atât lumea cât și boala de care suferă senioa nu pot fi îndeplinite, iar prezentarea accentuează aceste elemente. Așadar, pentru prezentare acordăm nota 10 și calificativul Nu tot ce te atacă este real. Your Felul în care se joacă acest joc cu psihicul tău este iscusit. E un exercițiu de ambiție în gaming, unul care poate vada da tonul și altor studiouri. Această ruptură, făcând bine celor de la Ninja Theory, Dubiul este prezent la tot pasul, iar Siona face ca totul să fie mai presant și mai personal. Lupta sa cu tulburările și cu realitatea premiază fiecare aspect al jocului și fac ca întreg ansamblu să te lovească cu mare forță. Siona face ca totul să fie mai presant și mai personal. Lupta sa cu tulburările și realitatea îți premiază fiecare aspect al jocului. O poveste puternică, un gameplay care mai are nevoie de ajutori și colo și o prezentare de nota 10. Hellblade Senua Sacrifice primește de la noi calificativul un joc regizat de G JJ Abrams în colaborare cu Luminițe Strălucitoare și nota 9.